Am găsit o teorie despre jocurile Doom, iar azi voi vorbi cu voi despre acestea. Știm că jocurile Doom 1, 2, 3 și 4 au loc unul după altul și că lucrurile din aceste jocuri se repetă. Știți că Doom 3 și Doom-ul din 2016 sunt considerate a fi reboots, dar teoria zice că nu ar fi chiar reboots totuși. În timpul evenimentelor din Doom, portalul de teleportare al celor de la UAC are o problemă, provocând o invazie a demonilor dintr-o altă dimensiune. The Marine reușește să le facă față, trimițându-i înapoi în iad și se teleportează apoi pe pământ, realizând în final că demonii distrugeau deja planeta. Doom 2 este o continuare a primului joc, exact din locul unde a rămas acesta. The Marine ajută încă o dată populația, reușind să înfrângă demonii, găsind de această dată portalul de unde veneau demonii. Se duce în iad și reușește să-l înfrângă pe cel mai mare demon pe care l-a văzut vreodată. Portalul care trimitea demonii pe pământ a fost închis. În Doom 64, The Marine rămâne în iad, înfrângând demonii pentru totdeauna. Apoi a apărut Doom 3, care pare un reboot al seriei de la prima vedere. Cu toate acestea, există un loc care ar putea face să ne gândim la altceva. Există un sit arheologic pe Marte, în care se arată cum civilizațiile antice parcă se luptă cu extraterestrii, cam în același mod în care ne batem și noi cu demonii în joc. Practic, pe acele pietre apare fix personajul pe care l-am folosit în primele 3 jocuri. The Marine reușește în final să închidă portalul folosind sufletele civilizației antice, el fiind singurul supraviețuitor ce este mai târziu găsit și salvat. În Doom 2016 vedem un The Marine foarte similar cu cel din jocurile Doom 1 și 2, fiind ținut prizonier în iad. El este reînviat, dar nu este reînviat în perioada de desfășurare a primelor jocuri. Lucruri ce ar spune practic că jocul are totuși o continuitate. Na, ce părere aveți despre această teorie? Puteți să sau un comentariu mai în jos. Ok, cam atât pentru azi, puteți da un subscribe, un click pe clopoțelul meu, un like, un follow pe Instagram și de ce nu să vă uitați și alte clipuri. Ne auzim foarte curând cu un nou clip. Salut, pa! Peste 23 de zile e ziua mea. Yay! Pot spune că acest serial e un musical. Poate teoria e adevărată.